Bună ziua și bine v-am regăsit! Suntem în atelierul Martei Mureșan, cu care vom povesti despre ce înseamnă să fii artizan în ziua de astăzi. Haideți să o cunoaștem pe Marta! De mai bine de o săptămână, centrul vechi al municipiului Deva este înțesat de artiști handmade, care au venit aici cu tot felul de obiecte pregătite special pentru târgul de mărțișor. Din mijlocul lor nu lipsește niciodată Marta Mureșan. Ea e sufletul acestor manifestări. Am lucrat în învățământ și mi-a plăcut chiar foarte mult. Am fost învățătoare 16 ani, am dus 4 generații de elevi, iar după aceea, mulți ani, 10-15 ani, am lucrat ca și profesor de educație tehnologică la școala Andrei Mureșanu din Deva. De ce nu ați mai rămas în învățământ? A fost o situație în care a trebuit să renunț. M-am calificat ca și profesor de educație tehnologică cam târziu și n-am mai prins post în Deva și nici în județ și am renunțat, deoarece am considerat că pot să fac și altceva acasă și așa, de fapt, am devenit artizan. Pasiunea Martei Mureșan pentru artă e veche, încă din copilărie. Dumneavoastră, de când ați început să cochetați cu arta asta handmade? De foarte mult timp, deci nici nu pot să spun de când. Cred că din copilărie. Am avut bunici și părinți foarte talentați. Bunicul meu a fost croitor și am copilărit alături de el și am văzut ce lucruri minunate poate să realizeze. Bunica l-a ajutat de asemenea tot timpul în acest domeniu. Iar mama a fost de asemenea o mare specialistă în tricotaje și de asemenea am putut să văd tot timpul că din mâinile ei iese un lucru foarte frumos, iar eu fiind după aceea profesor de lucru manual, bineînțeles că am avut o mare pasiune pentru arta manuală. Primele lucrări pe care le-ați făcut, care au fost și cam pe la ce vârstă? Mă pasiona orice obiect sau orice lucru găsit în natură, de exemplu o crenguță care era mai deosebită și încercam să realizez ceva cu acea crenguță, o pietricică, o floare. Nu pot să spun când am făcut prima lucrare, poate chiar în copilărie, dar ceea ce știu precis este că elementele din natură au fost cele care au dus la realizarea multor obiecte decorative. În mare parte, tablouri din frunze și flori presate face. Aceasta este pasiunea mea. Așa mă știe lumea din Deva, artizan și creator de tablouri din plante presate. Și cred că asta o să rămână principala mea pasiune. Cum e tehnica? Ce tehnică aplicați la... Este tehnica colajului, așa se numește, o tehnică destul de simplu de realizat. Am lucrat-o foarte mult cu copiii la școală
și ei și am reușit să realizăm obiecte, de fapt tablouri deosebite. Și bineînțeles că lucrând așa de multă vreme, deci cred că vreo 30 de ani realizez tablouri din plante, am ajuns la o anumită performanță. Cum se realizează un tablou? În primul rând, trebuie să-ți placă natura și să te duci să-ți adune plantele și tot ceea ce dorești, din ceea ce dorești să realizezi un tablou din natură, din flora spontană, dar și din grădini și din chiar din balconul meu. La vară o să fie foarte multe plante pe care le pot aduna chiar de la mine de acasă. Și prietenii știu că mă ocup de așa ceva și mă ajută în a aduna aceste minunății. Sigur, nu chiar atunci când plantele sunt în floare, ci după ce încep să pălească. Cumpăr și plantele și buchetele chiar și de la piață și le presez doar atunci când văd că ele dau să se usuce. Și cât se țin la presat? Câteva luni. Din planta respectivă trebuie să iasă foarte bine seva, ea să devină subțire și aproape transparentă și uscată foarte, foarte bine și doar după aceea se poate realiza un tablou din plante presate. Tablourile din plante presate însă nu sunt singurele lucruri interesante care ies din mâinile talentatei artizane de vence. Am încercat și alte tehnici, pentru că îmi plac tehnicile cu care pot să demonstrez câte ceva și pot să atrag cumpărătorii. Am încercat și am învățat să fac mărgele tradiționale pentru că și-am readus în actualitate un fel de mărgele pe care le mai poartă și acum țăranii din zona Maramureșului mai ales, dar și Banat și pe care mi-amintesc că purtam cu mare drag în copilărie și mama în tinerețe. Iar în târgurile în care apar cu această tehnică am foarte mulți admiratori și doamnele mai ales își amintesc de mărgele care le purtau cândva. Și mă satisface acest lucru când văd că pot să aduc în actualitate o lucrare pe care ori purtau sau realizau strămoșii noștri. Lucrați din mai multe materiale, din ce am văzut aici, aveți de la pâslă, la mărgele, la Fimo. Da. Sunt materiale mai noi. Pâsla, de fapt, nu este un material nou, dar de asemenea este acum la modă și apare ca și hobby în rândul artizanilor, adică încep artizanii să lucreze cu pâsla, mărgelele de asemenea, și Fimo este un material mai nou care, de asemenea, cu care se pot crea lucrări extraordinare. Pentru acest an ați pregătit niște mărțișoare speciale. Da. Anul acesta m-a captat extraordinar pâsla. Nu am crezut că pot să realizez așa lucruri minunate din pâsla. Am citit mult despre lucrările care se pot realiza din pâslă și am urmărit tutorialele de pe YouTube, unde am văzut niște lucruri extraordinare în foarte multe din țările care ne înconjoară și chiar și românii lucrează în anumite zone, lucrează cu pâslă. Doar că la noi încă pâsla este, după părerea mea, destul de scumpă ca să putem să facem lucrări mari și nu știm încă, sau cel puțin eu nu știu dacă în lucrările mari o să am așa mare succes ca și în lucrările mai mici, și atunci am început să lucrez mărțișoare deocamdată, pentru că mărțișoarele sunt gingașe, sunt micuțe, nu am nevoie de așa mult material pentru a realiza mărțișoare, iar după aceea probabil că o să încerc să fac și lucrări mai mari. Pâsla de unde se găsește? Unde se găsește? În magazinele de hobby din orașele mai mari, Timișoara, Cluj, se găsește sub formă de pachetele. Deci o cumpărați gata colorată și o prelucrați. Da, pâsla este gata colorată și ea trebuie după aceea doar prelucrată. Și cum se prelucrează?
Deci avem nevoie de un burete, ace pentru un păslit, pâsla de toate culorile. Trebuie să avem deja clar ceea ce dorim să facem cu această pâslă. Avem nevoie de un pic de apă caldă, călduță, poate ar fi bine să fie chiar un pic fierbinte, și de o bucățică de săpun. E o operațiune îndelungată? Durează mult? Nu durează mult, doar că fiecare obiect se face bucată cu bucată, se creează bucată cu bucată și durează în jur de 15 minute. Ați ieșit până acum cu obiecte din pâslă la vânzare? Am ieșit de Valentine cu inimioarele împâslite, inimioarele roșii, și le-am confecționat pe loc pentru cei care au dorit să-și achiziționeze o astfel de inimioară. Au prins bine la public? Au prins bine, într-adevăr, și au fost persoane care au dorit să vadă tehnica, pentru că am lucrat acolo direct, au vrut să vadă această tehnică și, bineînțeles, după aceea și-au achiziționat obiectul. Dacă în ultimii ani ați observat în Deva târguri ale artizanilor, organizate atât în centrul urbei, cât și într-unul dintre marile magazine, să știți că aceste manifestări se datorează Martei Mureșan. A fost foarte greu să îmi susțin propriul meu magazin, pentru că chiriile enorme și un artizan poate să susțină chiria unui magazin. Dar am știut că în Deva există potențial în acest sens, că există persoane care lucrează handmade, și am încercat să aflu care sunt aceste persoane și să organizez un târg. La început au fost foarte mulți care au dorit să participe la acest târg, dar încet încet și-au dat seama că ei nu sunt competitivi și nu pot să facă față cerințelor publicului, și atunci o parte s-au retras. Sunt totuși persoane care au rămas în acest târg și au rămas pentru că lucrează foarte frumos, pentru că au vânzare, pentru că publicul îi apreciază, pentru că vând într-adevăr ceea ce realizează. Am mai rămas, să zicem, vreo 16, care mai din care îi compus de fapt acest târg handmade, cele 16 persoane, și cu care ieșim vara pe centrul orașului și iarna într-un spațiu în mall-ul din Deva. Ce pot găsi devenii, sau nu doar devenii, la acest târg? Ce fel de obiecte? De la ce la ce? Deci foarte multe sunt bijuterii și sunt foarte frumoase. Din pietre semiprețioase, din împletituri, în diferite tehnici. Apoi sunt creatori de tricotaje, de asemenea destul de frumoase. Sunt creatori de diferite tehnici, tehnica șervețelului, în care se îmbracă tot felul de cutiuțe și de sticle. Sunt persoane care confecționează genți din materiale textile. Eu care realizez tablouri din plante și săpunuri de casă. Am avut la un moment dat o doamnă care făcea săpunuri de casă cu mult succes și multe, multe alte produse în diferite tehnici. Cei care ajung la târguri pot să-i vadă pe artizan chiar lucrând la... Sigur, am insistat ca atunci când lucrează undeva, mai ales într-un spațiu închis, dar și vara pe stradă, să încerce să demonstreze câte ceva din ceea ce lucrează, din ceea ce realizează. Și chiar am avut foarte mulți admiratori, persoane care au dorit să învețe odată cu, sau să fie învățați ceea ce noi realizăm. Cum e percepută arta asta a handmade-ului în comunitatea noastră, destul de micuță, în Deva, în județul Hunedoara? Suntem la început. Avem doar 2 ani de când am început acest târg și doamnele care lucrează cu tot mai mult succes au reușit să-și formeze și chiar și o clientelă care vine și face o comandă pentru bijuterie, pentru o geantă, pentru, eu știu, un obiect care vor să-l aibă în casă. Deci, cred că încet, încet devenii încep să ne aprecieze și să
facem cumva ca această mișcare handmade să prindă viață în orașul nostru. Marta Mureșan povestește că și înainte de 1989 existau artizani, doar că nu erau atât de cunoscuți în comunitate. Înainte de 1989 se făceau astfel de lucruri? Eu cred că se făceau tot timpul. Cred că fiecare își făcea acasă. Da, acasă. Da, dar mai mult pentru prieteni, mai mult pentru persoana proprie, mai mult pentru familie, mă gândesc, sau erau mai mult artiști plastici, după părerea mea. Persoanele care doar aveau o plăcere de a realiza un obiect decorativ erau mai puțin îndrăznețe în acest sens. Nu cred că aveau curajul să lucreze cot la cot cu un artist plastic, crezând că nu au pregătirea necesară. Dar acum avem atâtea posibilități să ne documentăm de pe site-urile, de pe internet, de pe YouTube, încât dacă avem o dorință de a realiza ceva neapărat sau simțim că putem să facem acest lucru, cred că nu este o problemă. Pentru Marta Mureșan, arta handmade-ului înseamnă adevărata pasiune. Eu chiar cred că n-aș putea să fac altceva și mă pasionează atât de mult încât mă apucă și dimineața câteodată când mă prinde pasiunea sau creația, febra creației, atunci nu există timp limită pentru mine. Lucrez atât cât simt că pot să rezist. Și zilnic, am un program zilnic de câteva ore în acest sens. Bine, aș vrea să lucrez toată ziua, doar că nu se poate, am și alte treburi de rezolvat în casă și atunci de multe ori chiar mă supără faptul că trebuie să fac și altceva, nu numai să mă realizez eu timpul în care pot să creez ceva. Copiii dumneavoastră nu au învățat să facă astfel de lucruri? Nu pot să spun. Fata mea este mai mult pe domeniul tehnic, de fapt amândoi, băiatul este inginer și fata va deveni și ea ingineră, dar cred că pot să realizeze cu ușurință orice își propun. Sunt și ei creativi, doar că nu mai au timpul necesar să facă treaba aceasta și nu s-au gândit niciodată să fie ceea ce sunt eu. Dimpotrivă, au fost foarte buni la matematică, la fizică, la științele tehnice și atunci, sigur că în schimb, fiul meu a fost 4 ani la liceu de arte și a făcut și web design-ul, e creativ și nu pot să spun că nu ar putea să facă ceva în acest sens. Lor ce le place mai mult din tot ceea ce faceți? Lor le place absolut tot ce fac eu și mă admiră și asta mă motivează, de asemenea că familia este alături de mine, că apelează la mine atunci când au nevoie de un cadou în rândul colegilor, în rândul profesorilor, nu caută în altă parte, ci vin la mine că știu că eu pot să realizez ceva cu care ei să facă față acolo unde sunt invitați. Ați avut vreodată vreun tablou, vreun lucrușor pe care nu ați vrut să-l dați, v-a plăcut atât de mult încât nu ați vrut să-l vindeți, ci să-l păstrați pentru dumneavoastră? Am avut un tablou, l-am și acum. Este vorba despre un pom de Crăciun realizat în tehnica colajului din plante și l-am realizat așa cum n-am visat să fac o lucrare și n-am putut să-l vând. Îl mai am și acum. Puțin talent, creativitate și multă pasiune. Acestea sunt ingredientele pentru realizarea oricărui obiect handmade. Eu cred că cea mai importantă este creativitatea. Trebuie să știi să creezi, după părerea mea, cu orice material. Dacă ești creativ, niciun material nu ți este străin. Poți din orice material să creezi ceva. E foarte importantă creativitatea.
oricine ar putea să facă ceva sau îți trebuie un talent la, spre partea artistică, spre... Eu cred că îți trebuie un pic de talent pe partea artistică. De exemplu, eu nu cred că aș putea să creez sau să fac, sau aș face foarte greu o melodie, să creez în alte, în muzică, de exemplu. Nu știu, cred că aș putea, dar mi-e teamă, nu am acea chemare pe care o am spre arta manuală. Și cred că totuși trebuie să ai o pasiune pentru acest lucru. Îmi spunea o prietenă, bine, poți să-mi dai toate plantele pe care le ai tu aici pe masă, că eu n-am să pot să fac niciodată ceea ce tu poți să realizezi. Și eu tot îi spuneam că, de fapt, nici eu n-am făcut de la început ceea ce fac acum, ci prin exercițiu. Da, nici așa nu pot, pentru că nu văd ceea ce tu vezi prin aceste plante. Deci mă gândesc că trebuie totuși să ai nu numai exercițiu, ci și un pic de chemare spre acel lucru, spre a realiza un obiect de artă. Marta Mureșan a dat un exemplu artiștilor de veni. Totul e posibil dacă îți pui imaginația la contribuție. De asemenea, ea a dat o șansă artizanilor prin organizarea acestor târguri de handmade la Deva. Marta Mureșan este, fără doar și poate, un om de nota 10.